Întâlnirea de sâmbătă a pedeliștilor a fost un bun prilej pentru primarul Ion Gruescu să-i prezinte lui Emil Boc situația din satul Artan, unde 10 gospodării sunt la un pas de a fi acoperite de pământ. Acesta i-a oferit premierului o documentație completă și a primit asigurări că zidul de susținere, care costă conform estimărilor 20 de miliarde de lei vechi, va fi ridicat cu bani de la guvern. Am discutat și cu dumnealui și cu domnul ministru al administrației și internelor. Le-am dat o documentație, o copie după documentație. Săptămâna ce vine mă așteaptă la guvern. Deci mă voi prezenta la Ministerul Administrației și vom merge la guvern. Deci fac tot posibilul și mă ajută să rezolv problema. Conform specialiștilor, zidul cu pricina trebuie să aibă o adâncime de 6 metri și înălțimea de 7 metri, iar în zonă vor fi realizate canale de scurgere a apei. Emil Boc a fost destul de rezervat în declarații și s-a plâns ca de obicei de bugetul prea mic pe care îl are la dispoziție pentru astfel de cazuri. Știu despre ele, vom analiza în ce măsură din fondul de intervenție putem să sprijinim inclusiv Gorjul. Avem probleme în Vâlcea foarte serioase în acest moment, mai sunt în Prahova două situații și din puținul pe care îl avem o să încercăm să sprijinim pe fiecare. Localnicii de la Negomir se confruntă cu aceste probleme de mai bine de un an, timp în care guvernanții le puteau rezolva fără a se mai pune problema evacuărilor și a pierderilor materiale.